Un copil de 10 ani din localitatea Panic a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada în fugă, fără să se asigure. Din fericire, băiețelul a scăpat cu răni ușoare. Evenimentul rutier a avut loc în localitatea Panic, județul Sălaj. Șoferul, un bărbat de 32 de ani din satul mare, în timp ce conducea autoturismul prin localitatea menționată, a accidentat ușor un copil de 10 ani, care traversa strada în fugă și fără să se asigure. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.